Neața, bună dimineața! Îmi face plăcere să vă fac cunoscută o acțiune demarată și finalizată cu succes de cluburile Lions, parte a celei mai mari organizații mondiale de voluntariat. Alături de mine, Ciprian Iosef, viceguvernator, District 124 România, cel care a inițiat această acțiune. O cauză foarte nobilă și foarte utilă pentru nevăzători. Știu că s-a organizat un bal pentru strângerea banilor necesare acestei aparaturi. Despre ce sumă vorbim și, practic, ce ați adus? Suma este nu foarte mare în aparență, efectele însă sunt foarte mari. Suma este undeva în jur de 5.000 de euro. O sumă adunată cu ajutorul cluburilor Lions în cadrul unui eveniment de caritate organizat în luna septembrie și, bineînțeles, cu ajutorul prietenilor cluburilor Lions, care nu sunt puțini. Aici vorbim de Crama Liliac, vorbim de atelierul de parfumerie Luviane, Sheba Bijuterii, domeniile Urlați, Musette, și alți parteneri foarte importanți pentru noi, pentru că ne permit organizarea unor astfel de evenimente din care să rămânem cu cel puțin cu sume care să contribuie la realizarea proiectelor pe care le propunem în cadrul cauzelor. Biblioteca Metropolitană, în cadrul Artotecii aflate în municipiul București, a organizat un studio pentru înregistrare de cărți audio pentru nevăzători. Practic, banii pe care noi i-am strâns în cadrul acțiunii s-au materializat, chiar acum se instalează, un sistem. Vorbim de un calculator foarte puternic, cu spațiu mare de stocare și un sistem audio care permite înregistrarea și masterizarea înregistrărilor audio, așa încât ele să poată fi distribuite în circuit închis prin FTP-uri, mă rog, prin variante închise către asociațiile de nevăzători sub formă de cărți audio. Vorbim aici de beletristică, vorbim de cărți tehnice, manuale chiar, da? Și evident că este foarte important să găsim voluntari care să poată lectura în mod potrivit și în mod corect aceste cărți, lucru de care ne ocupăm tot noi, cluburile Lions. Nu în ultimul rând menționez faptul că un promotor foarte important este un membru al clubului nostru Lions, Club de Can București, primul club din România, un membru de onoare, fostul președinte al Asociației Naționale a Nevăzătorilor, profesorul Radu Sergiu Ruba, un bun prieten al nostru, un Lions minunat care face acțiuni absolut spectaculoase pentru toți nevăzătorii din România. Ce înseamnă această aparatură pentru oamenii aceștia și câți oameni credeți că vor beneficia de tot ce s-a adus astăzi din partea cluburilor Lions? Este vorba practic de modul în care nevăzătorii au acces la informații, la carte. La ora actuală accesul lor este foarte divers. Mulți citesc în format electronic, textul transformat în voce de calculator, de programul calculatorului, și alții preferă să citească în braille. O numeroasă parte dintre cititori preferă vocea umană, vocea umană înregistrată prin mijloacele pe care le avem la dispoziție, le-am avut altădată analogice, magnetofon, bandă de magnetofon, casetă, astăzi formatul digital. Așadar, aceste aparate, computerele pe care Lions le-a montat aici, la Biblioteca Sonoră pentru Nevăzători din cadrul Bibliotecii Metropolitane, este o filială, ajută la această realizare a lecturii și la producția de carte, practic, pentru că o bibliotecă pentru nevăzători, sonoră fiind, nu este pură bibliotecă din care să iei cartea, să te duci cu ea acasă. Este și un centru de producție de carte, în sensul că toate cărțile care sunt tipărite pot să fie multiplicate în acest fel, transformate cu vocea umană în valori audio.
De azi beneficiați de aparatură pentru Fonoteca Bibliotecii Metropolitane. Ce înseamnă această donație pentru biblioteca pe care o reprezentați? În primul rând, vă mulțumim foarte mult pentru sprijin. Mulțumim cluburilor Lions pentru ajutorul pe care ni l-au dat pentru înființarea studioului de înregistrări pentru Biblioteca Sonoră pentru Nevăzători a Bibliotecii Metropolitane București, care este o filială a noastră. Ne bucură foarte mult această donație pentru că, în sfârșit, putem să punem și noi în aplicare acest proiect pe care îl avem ca idee din 2018, în momentul în care s-a schimbat cumva și din punct de vedere legislativ situația. La 1 ianuarie 2019, Uniunea Europeană a ratificat tratatul de la Marrakesh din octombrie 2018 și în acest fel au fost aduse niște modificări legii dreptului de autor. Modificări care sunt mai degrabă în interesul beneficiarului decât al celui care a scris opera. Și putem înregistra pentru persoanele lipsite de vedere, dar și pentru cele care nu pot să țină o carte în mână, audiobook-uri din orice domeniu de activitate, dar și din orice an de apariție și să fie difuzate către beneficiari. Pe noi ne bucură foarte mult acest sprijin pe care ni l-ați acordat. În perioada următoare vom organiza un casting de voce. Proiectul se derulează în parteneriat cu Asociația Nevăzătorilor din România. Împreună cu dumnealor vom face o listă a operelor pe care le vom înregistra, iar toate materialele, audiobook-urile înregistrate vor ajunge la Asociația Nevăzătorilor, pe FTP-urile asociației, unde vor fi descărcate de persoanele care sunt lipsite de vedere, atât din București, cât și în întreaga țară. În acest fel, iată că acoperirea nu este numai la nivelul capitalei, ci la nivelul întregii țări. Un demers care se adresează tuturor nevăzătorilor întregii comunități românești și din Republica Moldova, din câte am aflat. Și nu numai din Republica Moldova, ci și nevăzătorilor care, români, bineînțeles, care sunt în diaspora. Cine sunt cei care vin să înregistreze aceste cărți? Voluntarii care pot să fie propuși și de către cluburile Lions. Vom face, de fapt, o campanie pentru recrutarea voluntarilor. Eu o să mă ocup de monitorizarea vocilor și de cunoștințele lor, de lectură, abilitățile lor de lectură și eventual cunoștințele de limbi străine, pentru că este bine ca lectura să fie corectă. Lucrurile sunt realizabile foarte ușor astăzi, chiar că nu cunoști o limbă străină, dar dacă ești învățat cum să pronunți un termen, el poate să fie înregistrat separat. Poți consulta de asemenea internetul și acolo ai pronunția corectă. Deci totul este rezolvabil. Înainte exista un custode care se ocupa și de lectură. La ora actuală nu se pune această problemă și sperăm că vom lucra cu voluntari. Și eu voi opera ca voluntar în cazul de față în acest proiect, ocupându-mă de prima monitorizare a lecturilor. Le voi asculta, voi nota ce este greșit. Voi trata lucrurile în așa fel încât să poată să fie masterizate materialele. Oricum, numărul cititorilor este foarte mare, întrucât de la această bibliotecă, printr-o convenție cu Asociația Nevăzătorilor, așa cum s-a întâmplat până în 2016, se trimite un exemplar la această asociație, ea având filiale în întreaga țară, trimite cărțile la toate filialele sale. Pe de altă parte, are un server de pe care membrii activi pot să descarce în aparatele lor, indiferent care sunt acelea, respectivele cărți. Totul se rezolvă online și materialul audio ajunge la destinatar. Câți voluntari sunt interesați să dea o mână de ajutor? Sunt în primul rând colegii mei bibliotecari care vor să facă voluntar acest lucru și să-și doneze vocea pentru acest proiect. În al doilea rând mai avem un parteneriat cu Teatrul Dramaturgilor Români și așteptăm cu mare drag, așteptăm pe actorii de la Teatrul Dramaturgilor Români, dar și pe tinerii studenți de la Facultatea de Artă Dramatică Hiperion și de asemenea și colegi de noastră de la cluburile Lions, am înțeles că și-au exprimat dorința de a-și dona, sunt dornici să-și doneze vocea în acest proiect. Câte persoane credeți că vor beneficia de acest serviciu? Câteva mii de persoane. Noi când am făcut o evaluare în jurul anului 2014,
aveam între 9 și 10 mii de cititori. De ce ați ales această cauză și nu altceva? Noi avem, în cluburile Lions, avem câteva direcții principale la nivel internațional. Una dintre direcțiile majore este sprijinirea persoanelor cu deficiențe de vedere. În cadrul acestor proiecte, acest proiect se înscrie foarte bine. Și în ce constă acest proiect? Este vorba de o colaborare cu Biblioteca Metropolitană București. Îi mulțumesc doamnei directoare Ramona Mezei pentru amabilitate și pentru deschidere. Am putea lansa o invitație celor care își doresc să vină să pună voce practic? Sigur, sigur. A pune voce este important pentru că trebuie să ne gândim că cei care nu văd practic, singura variantă este să citească în braille sau să asculte. Și asta poate să ajute foarte mult. Evident că toate înregistrările se fac sub un caracter voluntar, deci oricine dorește să ajute este binevenit. Mai aveți și alte cauze pe care le vizați în perioada următoare? Vă gândiți și la alte comunități vulnerabile din România, poate din București? Ne gândim tot timpul la cei vulnerabili. Este constituit din oameni care se adună în jurul acestei valori principale de a-i ajuta pe ceilalți. Foarte mulți nu înțeleg această valoare, nu-i putem acuza. Cu timpul vine și acest mod înțelept de a vedea lucrurile. Donator de voce pentru Biblioteca Sonoră pentru Nevăzători a Bibliotecii Metropolitane București. Ați auzit primele probe de voce cu noua aparatură primită de Biblioteca Sonoră pentru Nevăzători din cadrul Bibliotecii Metropolitane București. Un computer, softuri și aparatură pentru înregistrări audio în valoare de 5.000 de euro donate de cluburile Lions din București. Acest demers contribuie direct la dezvoltarea celei mai mari biblioteci digitale pentru nevăzători.